Misiunea exclusiv VIP, pentru că după premiul de luni pe care l-a luat la Gala Celebrităților, aseară, celebra gală I Success. De data asta a fost la București, a mai fost la Monte Carlo, a fost la Dubai, a considerat că cea mai se cuvine un premiu de excelență pentru cea mai dinamică, cel mai dinamic show de televiziune, exclusiv VIP. Prin urmare, aseară, în fața unei asistențe extrem de spectaculoase, am primit acest premiu. Sunt foarte, foarte bucuros. Haideți să vedem câteva imagini de acolo, nu numai cu noi, ci și cu alți premiați senzaționali. Că 2022 ăsta a fost cam complicat.
complicat pentru toată planeta și noi vă scuzați de acolo. Prin urmare, dacă show-ul meu este dinamic, este datorită vouă celor care îl urmăriți. Vouă vă mulțumesc! O seară frumoasă, un Crăciun fericit, să ne ajute Dumnezeu să fim bine, în primul rând, aici. Și tu ai succes! Mulțumesc foarte mult! Felicitări, Cristi! Mulțumesc! Mulțumesc vouă celor care sunteți acasă. Încă un premiu săptămâna asta pentru voi, pentru noi. Sunt convins că împreună în 2023 o să fim și mai tari. Să ne ajute Dumnezeu să avem emoție, subiecte. Voi sunteți aici, exclusiv VIP. O nouă zi, un nou premiu. Cristi, ți-a făcut o dedicație foarte frumoasă, că ești îngerul lui Păzitor. Ce părere ai? Da, e atât de real ceea ce spune și o simt în fiecare clipă și el pentru mine la fel și simt efectiv că toată așteptarea mea, pentru că noi ne-am cunoscut foarte târziu, noi spunem câți ani aveam când ne-am cunoscut? Da? Cât trebuie. Avem peste 30 de ani, cu mult peste 30. Merită așteptarea și e sfatul meu pentru toți cei care se uită acum la noi să nu se grăbească, ci doar când simt și simt așa de sus că vine el sau ea, atunci să facă pasul. Te iubesc! Să ajung acasă și să te iubesc.